Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Minecraft, minunata lumea hoților, doar că episodul acesta o să vorbim despre câteva lucruri despre această serie și vă voi arăta foarte multe lucruri ce s-au schimbat pe această serie. Suntem alături de Tiger și Bezea care deja lucrează la ceva. Salut, reu, Salut, veziam. Ei bine, asta este casa noastră. Avem și un cadou aici de la că Nu prea am folosit astea am bine. Nu știu astea de ce sunt folosite, pentru că eu nu le-am folosit. Dar îi mulțumesc frumos de cadou. În momentan o să le folosim. O să mergem repede să vă arăt schimbările pe aici spectator repede. Astăzi avem de construit o casă pentru Power, am construit deja una pentru Daniel Bezear, am ajutat și pe Big la casă. O să facem terraforming-ul, dar asta off camera. Deci haideți să o luăm de unde stăteam eu data trecută și cât timp voi construi casa lui Power o să vă informez despre această serie, pentru că se va combina cu Juju o să se combine cu serverul de roleplay, o să se combine cu Juju 2 plus această hartă. Va ieși un mega, mega oraș, dar discutăm mai târziu. Bun, aici era normal loc unde știți că eu stăteam mi-am uh, mi făcut o casă nouă aici, care arată cam așa. Avem interiorul frumos. Uh, de desubt avem, acesta este făcut pe creativ. Subsolul acesta este un studio pentru thumbnail-uri. Thumbnail noi pe Minecraft pe care le-ați văzut sunt făcute aici. Facem poze aici, le edităm frumos. Asta este un studio cu propsuri. Îl folosește toată lumea în care filmează pe aici, adică Big și Tiger. Și avem așa, în partea aceasta avem castelul lui, Tiger, acolo avem noua casa lui Daniel, care aici era un deal, arată cam așa acum, destul de frumos. Avem aici casa lui Andrei, oh, ați făcut drumurile pe aici, ce tare! De la... Oh, mișto, mișto! Avem casa care și-a pus crucea de biserică pe ea, avem, aici o să vină, acum se lucrează la zona aceasta, normal erau animalele, au am, mulți ele, am avut nevoie de lână să construim azi la casă. Aici avem uh, o zonă în care o să fie acolo, bă asta are formă de inimă, eu acum am văzut, Aici o să construim noi o casă lui Power, aici este casa lui Big, sus pe DL, frumos, arată destul de bine. Aici este casa lui Bezea, care arată genial interiorul, bine și exteriorul, dar interiorul e așa frumos, cu marmură, cu nebunii destul de frumos. Aici avem ferma, le-am mutat, am mutat fermele ca să avem una mare, să putem să avem mâncare. Am făcut aici un lac de ăsta artificial pentru că arată genial și mare parte o să mai facem noi terraforming, o să punem copăcei, iarbă pe jos, o să vedem, o să luăm și castelul lui Tiger pe clipurile lui să-l renovăm frumos, să-l facem mai frumos, dar asta la el pe canal și cam asta ar fi până acum. După care, bun, hai să mă apuc eu de casă. Băieți, după ce terminați acolo, să veniți la aici să game mode, mode survival, gata. Am deja materialele toate pentru casă, le-am strâns și a zis Paul să-i facem ceva din casă de miner, așa, dar eu am o idee, dacă îi place bine, dacă nu o poate modifica el cum vrea, adică vreau să păstrez același de asta, dacă observați că am toate casele seamănă, Asta seamănă foarte mult cu a mea, cu a lui Daniel, a lui Big, a folosit el alte materiale, dar după i-am texturat-o frumos, i-am făcut-o așa cum e acum. Și aici o să facem, vreau să fac ceva, ăsta n-are, putem să-l nu? E fix, fix, bine, oricum, e ok că fac asta deasupra. Ce am nevoie, aș vrea să-i pun podea din marmură, mai avem marmură, eu am luat calcită și puțin coarz de la dar... Da, perfect. O să-i fac o casă în L, o să vină atașată de chestia asta și o să vină așa, jup, și așa, jup. O să fie destul de frumos. Bun. Și care e ideea? De ce migrăm noi seria aceasta, harta mai bine zis, și seria se va schimba? Pentru că nu prea ne mai arde să ne mai distrugem acum clădirile, când și eu și ei au depus atât de multă muncă în a construi. Că deja este destul de frumos și ne-am gândit, bă, hai să facem ceva, dacă tot am Juju -ul, ultima, nu chiar ultima versiune, penultima versiune în care s-a muncit de și acolo. Am și Juju 2, dacă mai țineți voi în minte, în care și acolo s-a muncit destul de mult, mai este, este harta de pe serverul de roleplay, insula, doar că aici va ajunge pe pământ, toate vor fi pe pământ. Le vom uni și vom crea un mega, mega sat, pe care noi îl vom, îl vom dezvolta. O să facem noi cam atât de lată, Parte asta de fapt cam atât de lat ar trebui să vină toată o să o să iasă o mega hartă în mare parte dar vom pune căruțe vom avea câteva moduri muschete adică puști din acelea o să avem săbii o să fie așa ceva vine bine da vine bine aici An intrare o să fie undeva pe aici o să fie gen ceva clasic în care noi vom dezvolta sătucul. Vom fi împărțiți pe grupe pentru că vor fi patru zone și fiecare echipă va dezvolta câte o zonă. Bine, la început o să fie... am nevoie de oak, bezea. La început o să fie destul de multă muncă, pe jujucule trebuie refăcut foarte mult pe acolo. La asta mă refer terraforming-ul, drumul schimbat, pentru că nu este chiar ultima versiune în care am muncit cu băieții, ci o versiune mai așa, dacă țineți voi minte, cu speedy cu ceilalți. Dar tot e destul de ok. Să punem așa. Ar trebui pe asta să-l dau mai în spate ca să-mi iasă ok, pentru că vreau să-mi iasă aici așa și așa. Bun, ceva de genul să-i fie casa lui. O să o ridicăm. De acum am început să construiesc casele mai sus cu nivel, să nu mai vină ușa direct pe pământ. Mi se pare că nu arăta foarte bine estetic. Și o să avem noi una, două, trei, patru. 5, ca să aibă 4 cuburi de folosință în, în aer, să nu fie micuță de 3, cum le făceam înainte. Oricum, casele de pe Jujuglen de mare parte nu o să le modificăm prea mult sau ceva, dar trebuie să lucrăm foarte mult la terraforming, la drumuri. Drumurile noi trebuie să le facem, oricum o să facem un fel de autostradă, să o numesc așa, H autostradă era să zic, în care va trebui să fie destul de lată să putem să mergem cu caii, cu căruțele o să fie destul de tare, deci va fi ceva medieval în mare parte, să știți la ce să vă așteptați, dar o să devină, cred că, o serie destul de zilnică asta de Minecraft, pentru că în ultimul timp chiar ne-am jucat foarte, foarte mult. Bun, Bezea, o să am nevoie de la tine de loguri, de asemenea de quartz, mut quartz, dar prima logurile cred că ar fi. Oricum, cred că pot să încep să construiesc eu cu lână. Ce mai am când pot să-mi dau seama aici ar veni sticlă, lemn, pardon, sticlă, 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 lână. O să mergem, o să semene cam toate casele între ele, pentru că n ați făcut făcute cam de aceeași persoană. Aici dacă venim cu... Nu, aici îi fac perete plin de lână, deci vine ăla așa și îi fac perete plin de lână aici. Construim, dacă nu avem lemn, acum facem asta așa. Aici îi vine ușa, avem de două, o să venim tot cu lemn, deci o să ne rămână lână doar sus. Și atât aici. Aici o să-i facem full glass. Sau să-l facem de doi De doi glass, dar tot avem nevoie de... De asta aici vom pune noi lână, avem nevoie de lemn. O să punem lână cam ceva de genul acesta. Să ne iasă acolo, o să vină log. O să mă duc eu așa și îl tai după. Ne este un geam de acolo, avem două, aici mai tăiem puțin. Gata, am făcut schela casei, să zic așa. O, mai salvat. N-am spațiu, cred că destul. Sau, ba da, ba da, ba da, ia așa să... Să am frunze pe aici, torțe, n-am nevoie momentan. Cam asta e scheletul casei, să zic așa. O să mă apuc eu acum să îi fac acoperișul. Va fi predominant Cobblestone voi lăsa n nu mai avem nevoie aici calcita asta o luasem în loc de sleburi în caz de nu, a, nu avem de quartz. Arată foarte bine, cel puțin pe shader ăsta pe care îl avem, ca majoritatea de pe serie. Arată genial și de asta îl folosim pentru că pare așa zici că e agresiv, uite, reflexii frumos, adică arată, arată genial. Și după, după asta o să mă apuc eu de acoperiș și o să-i dăm formă exact cum e la casa mea și la alubezea, din lespede de, de cobblestone. Pă Hai că nici nu mă mai chinui să-l sparg, să păstrăm aceeași rețetă să zic așa Pentru că satul acesta va veni ca poziționare, acum ca să vă explic cum, cum o să fie asta cu fuziunea Jujugland o să rămână, să zic așa, centru în care noi acolo o să dezvoltăm zona, o să mai facem castelul, o să facem piață cu villageri și ce o să mai fie iar apoi asta o să fie extremitatea extremităților, să zic așa, va fi cea mai uh, depărtată de sat, dar va fi tot lângă sat. Jujugland 2 o să vină în continuare a Jujugland-ului, iar harta de pe roleplay o să vină, să zic așa, puțin mai departe de celelalte, pentru că e în stilul ei, aia mare parte e deja făcută, nu prea avem ce să o modificăm, o punem doar ca să fie mult mai mare așa să dăm așa. Să, să iasă o chestie imensă, va fi o chestie super tare. Mai aici aș vrea să-i păstrez așa puțin iarbă. Ca să-i pun acolo jup, jup. Bun. Haideți să facem noi, avem nevoie la astea. Poți să pui bezea, te rog, glass painter. Uite, ți-am lăsat sticla în asta. Dacă poți să pui tu glass painter, ar fi genial. Până fac eu, oare mi-ajung astea? Cred că mi-ajung stacurile astea de lespede. Ne să băgăm puțin la stomac și să ne apucăm să... Și o să... A, da, chiar uite, pot să-i facă de asta. merge, se unește. Frumos. Și ar mai merge să-i fac, cred că încă unul aici. Așa, și încă unul care pleacă din asta, mamă, dacă s-ar uni, nu se unește. Hmm, arată puțin dubios că nu se unește acolo, nu? Decât să-l curbez sau să mut geamul. Arată puțin dubios Dacă mă întreb pe mine, nu, momentan la ăsta renunțăm Renunțăm la asta. Și haide să ne apucăm, bă, cât de bine pas arată până acum Ia să vedem, o să mă urc eu să-i facem acoperișul ăsta frumos Caca, paca Și trebuie să vin un exterior Așa, una Fiind pătrat, o să merg tot pe nu? Da, așa, și după mă înalță ca o pălăriuță o să vină Gata și acoperișul, în stil așa pălăriuță. O să vreau aici să vină așa cu câte un cub. Și aici așa ar veni normal, nu? Restul e destul de ok. Haideți să vedem, l-am lăsat pe bezea să pună lanțurile cu astea. Uuu, uh, perfect. Da, mă, frumos. Bun, acum o să trebuiască noi interiorul. Nu îl fac interiorul și îl va face el după bunul lui plac, pentru că acolo, na. Dar structura am ținut să o fac eu, pentru că aici e vorba de cum se prezintă satul. Interiorul okay. poate fi după gustul lui, nu avem nicio problemă, că și la mine ați văzut tipul. Bine, la toți cu marmura asta ați dat și impresia de ceva modern. Un cub de lână îmi trebuie să mai pun aici, gata. Niște lumină totuși în casă să-i punem, să nu intrăm obi atât. Erau niște torțe pe acolo să-i lăsăm și aici oare aș putea să leg eu grinzile? Ia ar fi destul de tare dacă aș putea să le grinzile de, direct de ăsta. Nu, stai, l-am pus prea în față. Aici. Ok, deci ne vine asta așa, băgăm slab. Perfect. Pot să-l fac ca și cum vine așa, știi, ciup. Da, așa că să nu mă mai dau jos, fac direct aici. Așa. Și o să mai punem noi să vină așa, frumos. Trebuie să mă și pe partea cealaltă că ok, ok, zic eu. Uh, <laughs> arată puțin dubios astea, că nu sunt centrate. Cred că mai bine le-am pune A, pe A, bine, un... le-am pus să nu în respawnez. Înțeleg, înțeleg. Asta și că o să le pun pe margine. Gata. E mai ok de un de ăsta. Acum, Cred că, bine, ăsta i lasă așa, interiorul, dacă el vrea să-i se vadă acoperit și poate să lasă așa, arată bine. Dacă nu poate modifica după bunul său plac, noi o să ne ocupăm în continuare de exterior. Aici o să trebuiască să râșcăim astea. Butoane știu că am luat să pun. Îmi place cum arată așa cu butoane. Aici, în schimb, trebuie să unesc ăsta, golul. Stai așa să scop butonul ăsta. Ia să vedem cum ar veni. Acolo nu pot să pun. Să pun cobblestone. Iar aici, da, mă pune tot lipit. Mamă, o singură bucată mai am nevoie. Uite așa. unde nu putem pune de asta, o să pun tot cobblestone, că nu, nu prea avem ce să facem. Cam ceva de genul asta. Adică să fie închis, să nu se vadă urât. Bun, punem butonul la loc. Haideți să vedem. Avem aici pot să pun buton, pe alea nu mai merge să pun. O să-i fac același model de l am făcut și la ceilalți. Doar că la geam aici normal ar trebui pervaz de asta așa. Ia să vedem. Puse de astea așa. Nu, nu, nu așa. Nu așa aproape ce e Așa, după, după, după facem astea. Deci mergem la fiecare geam și punem așa. Aici cred că o să râșcăi uh, spargeți chestia asta de obsidian. Dacă aveți cu ce. Să nu intra amenințările în pe astea. Da, știu, știu. Asta da, rezolv. Rezolv. Și acum o să mergem noi. Am sleburi de... Da, am sleburi. O să mergem noi. O să iau ăsta. O să mergem jos. Și așa. Pac, 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 pac. Tot, tot împrejurul casei o să mergem cu... Da, asta așa. Doar aici venim sus. Aici a venit să creeze frumos. Și aici nu știu cum o să fac eu să ajung, dar ne descurcăm, nu problemă. Și după o să mai facem niște drumulețe pe aici. A, ah, nu, nu are loc în spate să meargă. Ai, era bună o ușă în spate, să dea în curtea din spate, rezolvăm după. Și aici cum ajung eu să-i fac asta așa. Știu că el normal mi-a zis să-i fac ceva cu braț de miner, cu chestie, doar că Stai că aveam ventilatorul pornit. M-am gândit să fac așa că poate arată bine. Bine, mie îmi place cum mai și până acum. Aici o să punem asta puțin mai sus. așa să nu cad să fac vreo podoabă pe aici. Am ceva de genul. În continuare asta așa. aici normal ar trebui să venim noi. Dar că e deja ăsta. Hmm, e ok. Punem asta jos, asta sus își poate să-și pune el ghivece pe aici, ce mai vrea el să își pună. Bun, acum ce ne mai interesează pe noi, deci cam asta ar fi casa. Mai putem să-i punem niște butoane de design pe partea la geamuri. Aici, aici l-am terminat. O să venim așa. Normal aici ar trebui să vin sus, dar s-ar îmbina o grăcu ăla, deci venim așa. De butoane, mai am șapte butoane, nu am să-i pun peste tot să mulțime mai pun în fața casei câteva butoane și aia este că pe aici nu avem loc. Îi mai facem în spate un loc de grătar, o să-i fac o ușă în spate, cu o scară, cu ceva. O să punem aici un 2, 3, 4, un 2, 3, mai trebuie un buton. Hai să vedem unde îi punem ușa de spate, cred că ar fi indicat... Oh, dar vine peste tot dubios. Aici e singurul loc în care pot să-i fac o ușă dublă și să o fac ok. Pentru că în părțile astea ieșea dubios. Deci aici noi o să modificăm puțin, o să dea ca o scară. Spargem astea, punem quartz, o să fie de două blocuri, trei, patru blocuri. Și venim cu scări. Doar că aici o să vină alea așa. Da, și avem și un pilier de la acolo băgat. De se tot aude ce se aude. Am ceva de genul. Și aici o să-i facem noi o curte cât e spațiu ăsta, așa să fie curtea lui. În spate, cam la toți am făcut. Bezea, de fapt, Bezea n-are -are în spate. V el stă exact pare cum între drumuri. de asta mai dubioasă. Bun, mai avem depus uh, micile detalii precum boschetii de ăștia. și o să mutăm noi cuferele alea. Aici n-am făcut cale de acces care era prea strâmt. Copacul aici frumos. Aici poate să-și pune el grătar ce, ce vrea el să-și pună în spate. Oh, ai, mă, Hai, mă, mă, mare și frumos. Opa, aceștia mai avem de crescut și ca mai ar fi, mai dăm cu niște bon pe aici. Și eu zic că treaba noastră, băieți, aici s-a încheiat. Ia să terminăm zona așa frumos. După care o să ne punem noi o camera să facem o partea asta la de terraforming și ce mai este. Aici o să pui niște bon mil? Mai are cineva niște bon mil la el? N-am uh, n, -am, n -am. Nu i nimic. Ia să vedem, o să-i punem niște torțe pe aici, să nu apară mobi. Și cam asta ar fi căsuța. Acum, de interior, bine, o să i mai pun eu butonul ăla. A, nu merge, trebuie să stăm. O să mai pun eu butonul acolo. Și cam asta zic că ar fi casă. Eu zic că aici a ieșit destul de bine. Nu e wow, dar este în ton cu, cu celelalte în mare parte. Arată cam, cam la fel și cu a mea și cu alu Bezea și cu alu Daniel. Am mers pe aceeași paletă de materiale, culori, tot, 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 tot. Oricum, cam atât cu episodul acesta. Vă mulțumim frumos pentru toată atenția acordată. De ce vine așa? Ah, ok, gata, știu. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!